Bună ziua! Începem ședința de guvern subliniind un aspect foarte important și anume cel legat de pregătirea tuturor deciziilor pe care guvernul trebuia să le ia astfel încât să îndeplinim toate jaloanele în vederea înaintării către Comisia Europeană a cererii de plată numărul 2. Am avut discuții cu toate ministerele implicate, am avut la începutul săptămânii discuții în cadrul Comitetului Interministerial pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Am discutat fiecare punct în parte și am reușit în felul acesta să asigurăm îndeplinirea tuturor jaloanelor care fac obiectul analizei la nivelul Comisiei pentru a putea să înaintăm și să primim finanțarea pentru cea de-a doua cerere de plată. Discutăm de 2,8 miliarde de euro, sunt bani foarte necesari pentru proiecția bugetară a anului 2023 și pentru implementarea tuturor reformelor și investițiilor pe care noi le avem asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, cu puțin timp în urmă am semnat și primul contract pentru proiectele de realizare a centralelor pe cogenerare și în felul acesta, la nivelul municipiului Constanța, va intra în procesul de construcție prima centrală de acest fel, o centrală care va avea asigurată capacitatea tehnologică pentru obținerea cât mai eficient a energiei electrice și energiei termice într-un oraș în care, într-un municipiu în care știm foarte bine că sunt probleme care trenează de foarte mulți ani. Totodată, în ședința de guvern de astăzi vom lua decizia prin care asigurăm operaționalizarea REPowerEU. Este de asemenea un obiectiv asumat și coordonat foarte bine la nivelul instituțiilor europene. Vom avea fonduri asigurate astfel încât să putem să asigurăm îndeplinirea obiectivelor de tranziție verde și, desigur, obiectivelor prin care să putem să asigurăm realizarea de noi surse de energie și, bineînțeles, obiectivul principal, realizarea independenței energetice. Ca atare, prin aceste măsuri pe care le luăm, ne asigurăm că odată ce va fi aprobată și cea de-a doua cerere de plată, vom avea la dispoziție 9,2 miliarde de euro la începutul anului 2023, bani pe care putem să-i folosim atât în proiectele guvernamentale, cât și în proiectele autorităților locale, cu autorități cu care tocmai ne-am întâlnit în această dimineață. Este vorba de Asociația Municipiilor din România și unde am discutat toate aspectele legate de nevoile și proiectele pe care autoritățile municipale le au pentru modernizarea și, desigur, dezvoltarea proiectelor la nivelul fiecărui municipiu în parte. Doresc să precizez în încheiere și totodată să mulțumesc tuturor ministerelor și instituțiilor
implicate pentru modul în care au înțeles să își îndeplinească sarcinile ce le-au revenit în întocmirea și realizarea memorandumului inițial pe care mâine, 15 decembrie, îl vom depune la sediul OCD de la Paris. Este un demers național pe care l-am asumat încă de la începutul guvernării. Pe parcursul acestui an, în luna iunie, am reușit să obținem aprobarea foii de parcurs. Iată că astăzi, până la finele anului, putem să anunțăm că mâine vom depune memorandumul inițial, document foarte important, de care depinde coerența parcursului până la momentul derulării acelor etape de clarificare și verificare pentru îndeplinirea standardelor OCDE, iar în final să putem să facem parte din rândul țărilor care asigură 90% din volumul total de investiții străine la nivel mondial. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!